la junior și mă antrenam cu echipa mare, eram în anturajul echipei, jucasem la un meci pe la Bistrița cu Nea Mihai Stoichița, antrenor principal, ultima etapă. A pierdut Steaua atunci, din ce mi-aduc aminte, ne-a luat vreo 3-4 jucători de la juniori, de la să fim și noi în anturajul echipei, ne antrenam cu ei. E o poveste și cu, era Victor Pițurca antrenor, la Steaua. S-a născut fetița mea pe data de 3 august, campionatul începea pe 5, iar pe 3 înainte să mă duc la, am avut antrenament dimineață, i-am dat telefonul doctorului, era Ionuț Codorean, doctorul echipei, și i-am zis, bă, zic, e nevastă mea la maternitate, ține telefonul dacă sună, și aia răspunde și tu și zici, te duci și zici lui Neapiții să mă scoată și pe mine din antrenament. N-a sunat telefonul, din fericire, în timpul antrenamentului, iar după antrenament a sunat Neapiții, între ghilimele, i-a zis unea Fane Iovan și Teo Anghelini, erau secunzi, au venit în vestiar și să te duci în birou, la Piții. Biroul era la etajul 1, deasupra vestiarelor, în Ghencea. Și m-am dus, zice, bă, piticule, uite, să te duci la Suceava. Neapiții, nici nu știu unde e Suceava, ce să fac la Suceava. Păi uite că ăștia au promovat, era Crainiciuc pe acolo care se învârtea pe lângă teren și tot, copile să vii la Suceava, lasă-mă în pace cu Suceava ta în timpul antrenamentului. Eu mă duceam pe stânga, venea și el, hai copile, semnez că am vorbit cu domnul Păunescu, cu Piți, eu nu știam. Mă duceam pe partea cealaltă, venea și el pe terenul 6, la Ghencea, era un gard așa de jur împrejur. Bă nene, lasă-mă în pace cu asta că sunt la antrenament. Și îmi zice Neapiții, zice, uite că m-am înțeles cu ăștia, zice să pleci la Suceava. Ce să fac Neapiții la Suceava, că nici nu știu unde e. Bă, echipă nou promovată de primă divizie. Neapiții, nu pot să plec, aștept să nască nevastă mea. Cum plec așa? Bă, ar fi bine, na? Am semnat joi cu ei, vineri m-am urcat în avion și am plecat la Suceava. Și sâmbătă am debutat contra Gloriei Bistrița și am dat gol cu capul dintre Vasile Popa și nu mai știu care, niște doi dăi așa. Da, eu am 1.71, da, așa pe tocuri, 1.71, că dacă acum după Survivor cred că am și înălțimea mai. Și norocul și când e că eu înțeleg pe atacanți ăștia din ziua de azi când zic că domne nu intră, domne nu, o centrare din partea dreaptă în direcția noastră de atac, văd că traiectoria mingei vine undeva peste Vasile Popa și vreau să dau tare cu capul, nu de unde vine, cum se dă normal. Și ajunge mingea undeva sus aici, vreau să dau tare, o șterg un pic cu capul, mă lovește număr, ia mingea o boltă și se duce la colțul, aici, la colțul scurt unde eram eu, se duce cu bolta așa și cade în poartă peste Burebista. Când e să fie, că asta și spun, eu la Suceava și din vestiar, cum face Budescu acum câteodată, și din vestiar, dacă dădeam la poartă, se ducea în poartă mingea până la urmă. Ajungea cumva în poartă. Mă uit la secvențele alea și mă minunesc și eu zic, bă, așa bun să fi fost sau e numai noroc? La secvențele de când, și de pe la Rapid, când marcam și de la Suceava, e o perioadă când îți iese tot. E perioada aia când, indiferent ce faci, cum dai, cum te lovește, cum intră în poartă. Asta a fost perioada mea în mare, așa, la Suceava. Da, dacă mi-aduc eu aminte, și drumul la Suceava a fost cu peripeții. A fost, am stat în aeroport vreo 6 ore, că s-a defectat aeronava. În vineri am plecat, sâmbătă începea campionat. Vineri dimineața am plecat, am stat în aeroport la Băneasa, să pleca după Băneasa atunci că era cursă internă, cu escală la Iași. Și de la Iași zbura ăla la altitudine de 2000 și ceva de metri, că n-avea timp să ia altitudine, avion de ăla cu elice. Și avea, și în avion s-auzea și avea impresia că făcea așa. Avea impresia că la fiecare... E 18 sau nu știu ce n-ai, că nu mă pricep astea cu aviația și cu modelele de avion, dar mamă, cu peripeții, aterizarea pe aeroportul ăla mic, te zdruncina ăla, curențe acolo, făcea în toate felurile. Am ajuns acolo și nu mă aștepta nimeni, că întârziasem nu știu câte ore. Era cu telefoane mobile, dar nu era cum este acum, cu semnalul așa foarte bun. Și când m-am văzut și am intrat în holul hotelului, mi-aduc aminte exact și am mai spus, la intrarea în hotel, pe partea dreaptă, era o hartă și dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, erau hărțile alea cu formele de relief. Da, da, ieșite un pic în afară. Exact. Ei, era o hartă cât plasma asta din spatele meu, imensă, cât peretele. Și mai mare scria București și undeva la nivelul meu, ca și înălțime. Și am văzut București și am început să mă uit, nu știam exact, nord, sud, est,
că dacă făceam și școală mai multă, poate câștigam mai mulți bani în viață. Și am început să mă uit pe harta aia și nu mai găseam Suceava. Bă, unde am ajuns? Și când am ajuns aproape de tavan undeva, am văzut și acolo Suceava și că se termină harta. Mi-a venit să plâng. Zic, bă, ești idiot, ai copil de două zile, ai ce cauți bă aici? L-am sunat pe Neapiții. Neapiții, unde m-ați trimis? Bă, ai ajuns, ești bine, Neapiții, ce naiba aici? Am fost rezervă, supărat, că zic, bă, eu am venit de la Steaua. Nu știam cum îi cheamă pe aia, strigam, numărul 7, numărul 10, hei, hei, dă și mie pase. Nu știam pe nimeni, habar n-aveam. La meci, cu rezervă. M-a chemat Barbu, copile, vezi că, bă, sunteți 14 inși. Și eu vin de la Steaua, am fost cu ei în cantonament, la Forma, în aia, cum? Rezervă la nou promovată. Bă, stai că ușor, ușor, cum ești, ești pregătit? Bă, vin de la Steaua, uiți de unde vin. Nu, și am început bine, relația noi am început-o din start. A fost, nu, că i-am zis, bă, eu am venit aici să joc. Păi stai, bă, bă, cam tupeistul, ești mecher de la de București, ți-arăt eu ție cine-i Barbu. Ce să mai răzmă, că sunt popiți. Și l-am sunat pe Neapiții și eu zic, Neapiții, m-a luat ăsta, lasă-l, bă, că așa e, mai glumețe, dar e om bun, e antrenor bun, e sufletist. Ce sufletist, că nu mă bagă? Bă, zicea, dar ai ajuns, vrei să joci, ești nebun? Păi de ce am venit? Nu mi-a zis dumneavoastră, du-te, Robert, acolo să joci, că la anul te aduc înapoi dacă o faci bine. Și ăsta nu mă bagă, păi unde să joc? Dar, pe urmă, și cadră de vadă. Te-ai împăcat cu Barbu, nu? Suntem prieteni. E unul dintre prietenii mei buni în momentul de față și vorbim săptămânal la telefon.